Cea de-a noua ediție a Serbărilor Toamnei a avut loc în weekend la Câmpina. Evenimentul a început sâmbătă cu o defilare la care au participat oficialități câmpinene și județene, o fanfară, mașini de epocă, ansamblul Ghiocelul și o paradă a membrilor Asociației Tradiția Militară îmbrăcați în soldați. Sper ca în aceste zile să vă bucurați și de standurile care vând produse de calitate și nu chiciuri. Sper să vă bucurați și de terasele cu mici și bere, pentru că așa este tradiția la români, să mai stăm la masă, să mai mâncăm un mic, să mai bem o bere. Și sper să vă bucurați de spectacolul frumos pe care organizăm dimineața, după amiaza, cu copii din municipiul Câmpina și din localitățile din jur, iar seara cu artiștii consacrați, mergând către mâine seară, către duminică seară, în care la final vom avea pe Ștefan Bănică Junior. Oamenii din această localitate sunt altfel decât în țara asta. Sunt mai liniștiți, sunt mai civilizați decât în alte părți, sunt oameni respectoși. Doamne ajută și profitați de aceste două zile de ale festivalului din Câmpina. Eu vă spun la mulți ani, vă felicit, distrați-vă, pentru că așa trebuie, să uităm de toate greutățile și de toate relele și să trăim fiecare clipă și fiecare moment. Vă iubesc și cu stimă, un ploieștean, Grațiela. Vă doresc distracție plăcută, numai bine, la mulți ani, Câmpina. Sper că localitatea dumneavoastră va fi mai consolidată, mai efective și va fi o pildă foarte bună pentru noi, basarabienii, o pildă bună de urmat. Vă doresc succes la toți! Câmpinenii s-au bucurat de vremea frumoasă din weekend și au venit în centrul municipiului să se relaxeze. E o vreme frumoasă, sperăm să se repete evenimentele din anii precedenți, a devenit deja o tradiție. E un festival frumos, sperăm să decurgă totul bine. Mi se pare destul de interesant. Mașini de epocă, am înțeles că vine și fanfara de la Ploiești, văd copii sau maturi îmbrăcați în costume populare, deci cred că poate să fie ceva interesant. Serbările toamnei s-au încheiat duminică cu un frumos spectacol susținut de Ștefan Bănică Junior.